Prima școală românească construită în 1495 la Brașov adăpostește mii de cărți și manuscrise, chiar mai vechi decât ea însăși. Primele cărți scrise în limba română, prima gramatică românească, prima cronică cu subiect românesc, precum și prima carte slavă din lume, dar și tipăriturile diaconului Corezi se găsesc astăzi în arhiva neprețuită a școlii. Clasa lui Anton Pan, dar și cea mai mare bibliotecă de carte veche din România sunt pe cale să piardă lupta cu timpul. Fondurile alocate pentru reabilitarea și întreținerea arhivei, precum și pentru conservarea cărților aflate în patrimoniu, sunt insuficiente, iar veniturile realizate de muzeu din taxa de vizitare nu ajung nici pentru achitarea utilităților. Directorul muzeului Prima Școală Românească cere ajutorul brașovenilor și nu numai. Datorită imposibilităților financiare, în fondul documentar de carte veche ne plouă pe cărți. Încercăm să rezolvăm această problemă dramatică și asta e și motivul pentru care apelăm la opinia publică pentru a face rost de bani. Să putem să restaurăm o clădire istorică de la 1773, care adăpostește cele 6.000 de cărți și 30.000 de documente. Pentru restaurarea celor 15 depozite care stau să cadă, muzeul are nevoie de 700.000 de euro. Acești bani pot veni de la oricare dintre noi și vor proteja volume unice care au deschis drumul românilor către cultură. Este nevoie să dăm acest ajutor la momentul potrivit, pentru a nu lăsa o moștenire de asemenea valoare istorică și culturală să dispară din cauza indiferenței. Haideți să salvăm Prima Școală Românească!